Salutare, prieteni! Ne aflăm la câțiva metri distanță de probabil cel mai aglomerat drum național din țară. Suntem pe Valea Prahovei, unde vom lua la pas râul Prahova în încercarea de a prinde sau măcar surprinde păstrăvul. Deja nu mai e o noutate că peștii se pot adapta pe o astfel de apă, o apă care nu e nici pe departe așa cum ar trebui să fie, curată și nepoluată. Rămâne de văzut dacă în cele câteva ceasuri pe care le am la dispoziție reușesc să prind sau măcar să am ceva atacuri. Uite cum plutește gunoiul pe apă. Cineva clar mai sus i-a dat drumul. Incredibil. Doar în România se poate întâmpla una ca asta. Opa! Este! Este! Oho! Ce frumos e colorat! Hai să vedem cum îl scot. Un fântânel. Da! Am reușit! Oho! Foarte fain! Frumos tare! Un fântânel foarte frumos colorat, prins chiar în marginea curentului. A atacat pe rotativă de la Panther Martin, culoarea aceasta argintie, cu un corp negru cu puncte galbene. Voi mai insista puțin mai jos pentru că e un mic baraj, să vă poate reușesc să mai prind 1-2. E unul mare acolo, l-am văzut, să văd dacă reușesc să-l păcălesc. Încerc un pic de jos, să nu mă vadă. Oho! Este frumos. Să aduc minciocul. Să-l iau ușor în mincioc. A intrat pe gumă. Haide, vine încoace. Indigen. Vrea să se lase ușor. Okay. Hai mă, vino încoace, mă. Opa! Este! Păstrăv frumos. Alt păstrăv de Prahova. Hai să vi-l arăt, după care să le liberăm. Un păstrăvan frumos, indigen. Hai, fugi. Este! Oho! Ah, a fugit. Puh! Am scăpat. Dar e aici. Ia să văd dacă reușesc să-l mai păcălesc o dată. Ia să vedem. Este! Da, l-am păcălit. Este. Hai să văd dacă îl scot. Să mod un pic pe mâini, că am minciocul la mașină. Unde fugi, mă? De ce? Foarte, foarte energic. Hai înapoi. Foarte frumos, tot fântânel. După ce m-a păcălit prima oară, a doua oară am reușit să-l înțep. Se vede și în gură cum are guma. Foarte fain. Hai să-i dăm drumul. Cam asta e. Hai, fugi. S-a băgat sub pietre. Este! Este! Hehe! A scăpat! Aveam frâna prea desfăcută la mulinetă și probabil nu l-am înțepat bine. Asta e! Greșeala mea! Să mai strâng un pic, să mai fac un lanseu. Oho! Oho! Ce sare! Incredibil! Nu vine să cred! Ce frumos sărea! A venit fix din mal! Hai, vino încoace! Hai! Da! O frumusețe de indigen. Uite ce mare e. O să-mi termin bine ziua azi. Să scot guma din gură și să le eliberez. Că probabil e obosit la câte acrobații a făcut. Hai să-i dăm drumul repede. Hai. Fugi sau nu fugi? A fugit. Super. Super, super. Este! Încă unul. Un pic mai mic. Hopa! A scăpat. Da, mi-a sărit în față și... Important e că știm că e pește. Cam asta a fost pe ziua de azi, prieteni. Partida mea se încheie aici. A fost o zi reușită. Am reușit să prind 3-4 păstrăvi, destul de frumoși. Am și scăpat 2-3. Zona e destul de frumoasă, dar ar putea fi și mai frumoasă dacă nu ar fi atâtea gunoaie prin apă, pe apă, pe lângă apă. Din păcate, nu e singurul pârâu care e în situația asta. În România sunt multe altele asemănătoare. Păcat, avem o țară frumoasă, dar nu știm să o prețuim. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!